Salutare tuturor! Ne aflăm pe DN12A, care leagă localitățile Comâne și Mercurea Ciuc, pe un drum frumos care șerpuiește de o parte și de cealaltă a râului Trotuș și străbate o salbă de localități care s-au dezvoltat continuu odată cu refacerea acestui drum, care era distrus acum câțiva ani. Înainte de a urca prin munții Ciucului spre Mercurea Ciuc, întâlnim obiective turistice importante în câteva localități în care turismul a crescut rapid și se prezintă ca o variantă de luat în calcul pentru orice turist care străbate această zonă. Ne oprim în comuna Palanca la un monument important pentru mine, care are o însemnătate deosebită pentru istoria și literatura României. Este vorba despre monumentul sublocotenentului Emil Rebreanu, fratele lui Liviu Rebreanu. Monumentul a fost ridicat în 1921, când a fost înmormântat cu onoruri militare la solicitarea fratelui acestuia, Liviu Rebreanu. Eroul a fost condamnat la moarte de un tribunal militar austro-ungar pentru că a dezertat din armata imperială și a refuzat să lupte împotriva oștirii române în primul război mondial. Viața lui Emil Rebreanu l-a inspirat pe fratele acestuia în realizarea romanului Pădurea Spânzuraților. Cu toții ne amintim de personajul Apostol Bologa, de ochii acestuia, de trăirile intense ale iubirii de neam și țară, romanul, dar și filmul fiind repere importante din viața oricărui român. Lăsând în urmă pe eroul român Emil Rebreanu, ne continuăm drumul prin Ghimeș, trecem de Făget și la intrare în Lunca de Jos o luăm dreapta către Valea Rece, o zonă frumoasă plină de pensiuni și locuri de cazare căutate de turiști. Mergem prin comuna Valea Rece și după câțiva kilometri părăsim drumul județean 127A și o luăm pe 127B la stânga prin peisaje superbe pe Valea Părâului Iavardi către un alt obiectiv important din această zonă. Drumul este neamenajat, forestier, are aproape 3 km. Sunt de altfel mulți turiști care lasă mașina la asfalt și preferă să facă acest drum pe jos pentru a se bucura de natura ofertantă din această zonă. Și după un drum frumos am ajuns și la obiectivul nostru, la cascada Iavardi, o cascadă micuță formată de râul Iavardi.
După cascadă ne-am întors pe același drum, am ieșit pe drumul național, am luat-o la dreapta către următoarea comună și anume Lunca de Sus, unde se află cel mai cunoscut obiectiv turistic din zonă, Pârtia și Popul, locație care este denumită Schi Gimeș. Observăm în Lunca de Sus și Podul de Fier. Este un pod monument istoric construit cu mai bine de 100 de ani în urmă. Se găsesc aici locuri de servit masa, de cazare la prețuri bune. Iar față de anii trecuți, când era dificil de parcat, și-au amenajat o parcare modernă, dar bineînțeles cu plată. Vara funcționează bobul, iar o tură cu acesta costă 25 de lei de persoană adultă și 20 de lei copilul, aproape dublu față de anii trecuți. Și așa se explică și lipsa de clienți, deși este o zi de weekend. Se pleacă din vârf de la aproape 1000 de metri, cu o diferență de nivel de 120 de metri, iar lungimea străbătută de bob este de 1200 de metri. Traseul bobului este sigur deoarece acestea frânează automat la 45 de km la oră.
și după prea scurta plimbare cu Bobul, am plecat către Comânești și am oprit la alt obiectiv important din zonă, cel denumit Hotarul de 1000 de ani din Ghimeș, care este vechea graniță cu Imperiul Austro-Ungar, unde găsim ruinele fostei carantine, biserica catolică din secolul XVIII, precum și vechea gară, cea mai estică gară din fosta Ungarie. În acest loc, de altfel, se desfășoară anual pelerinajul de Rusalii, în care nostalgicii maghiari invocă momentele trecute când aceste teritorii aparțineau Ungariei. La acest vechi hotar întâlnim și un muzeu bine întreținut, ceva relicve ale trecutului, un pod de fier, monument istoric și totul este străjuit de cetatea Rakoții, care în prezent este în reconstrucție. Dacă v-a plăcut acest videoclip, ar ajuta mult dacă v-ați abona la acest canal de YouTube. Nu costă nimic și este important pentru mine. Vă mulțumesc!